Asta a fi spus. Au fost supuși unui tratament. Domnul Buzescu, deci... Din partea celor aflați în erogare. Dar da, nu da. Civil, nu civil, militari. Deci militari în termen, colegi ai mei... din erogare. Păi asta exact că l-au tras în ei, iau și un milit după aia. Deci e vorba deci... de civili din erogare, care au luat drept eroriști, și au lovit noi în aerogare. Asta e adevărat, că tocmai s-a luat la televizor. Bun, dar domnul Buzescu, știți ce nu înțeleg eu? Confuzia. Când s-a lămurit, practic, faptul că, până la urmă, acești tineri soldați nu erau teroriști de niciun fel? Domnul Moraru, în opinia mea, acei masa de militari în termen, acel detașament, nu are nicio vină, militari în termen. Singurii care știau adevărata misiune au fost ofițerii cu grad superior. Deci Oprescu și cu acel colonel au știut exact ce au de făcut, au știut exact cine se află acolo ca să-i ajute să-i sprijine, iar militarii nu au avut nicio vină. Bun, când s-a lămurit confuzia că de fapt ei nu sunt niciun fel de teroriști, că aveau 18 ani, cum puteau să fie teroriști? Când s-a lămurit confuzia? Cât au fost ținuți în aeroport? Când s-a lămurit faptul deci, că... Deci în cursul zilei de 23 deja s-a rezolvat misterul, s-a aflat care a fost mobilul pentru care au fost trimiși. Așa, deci acei... Mai puțină militari care au fost răniți, care au fost transportați la Balotești. Mai puțin morți care au fost transportați la Balotești, nu s-au oferat să liberă certificate medico-legale. Iar cei rămași au fost introduși ulterior în dispozitivul de apărare al lui Zorile din fața estacadei. Cei rămași în viață. Iar acei rămași în viață au povestit. Și acum, ca un semn de întrebare, la un moment dat, când la declarațiile date către procuratură, am întrebat-o pe procuror. Am întrebat și eu pe copii ăștia. Nu nici unul din la trei la camion. Unde sunt la trei la camion? Păi de ce să fie? Păi, fiindcă în al trei la camion, așa, trebuiau să fie supraviețuri, că a zis că sunt din toate camioanele. Unde sunt? Nu... declarațiile lor al militarilor corespundeau la virgulă, cuvânt cu cuvânt și la virgulă. Iar cei care au vorbit în zilele respective de ceea ce li se întâmplase lor în curtea comandamentului trupelor de securitate, au dispărut rând pe rând, iar cei de la trupele de securitate... Bun, opriți-vă puțin, hai să vedem, martorul nostru, aveți idee în cel de-al treilea camion, dumneavoastră erați în al doilea, da. Erau soldați împușcați în ceafă? Nu, domnul... Domnul Moraru, v-am spus că omul ăsta spune, nu știu cum să le numesc, nu-l jignesc, are o viziune fantastică, omul ăsta se disculpă, nu se poate. Deci toată problema asta am auzit-o și imediat după anul 1990. Toată chestia asta a fost pornită de ziarul România Liberă. Nu știu de unde și până unde a apărut informațiile astea în România Liberă a anului 1990. Pentru că o foarte lungă perioadă de timp, noi am fost caracterizați drept teroriști. Noi trebuia să murim acolo, domnul Moraru. Domnul Dumitru, atunci, în 89 decembrie și 90 la începutul anului, România Liberă și în adevărul de atunci, așa, apăra că Trosca și ai lui erau teroriști și dar, bine, și bine că poporul și armata i-au pus la punct. Eu știu, nu vedeți deci, că și erau, domnul Buzescu care erau ziare intoxicate masiv de către militar din subordinea lui militarul. Bun, o secundă, acum trebuie să facem așa. Domnul Buzescu, de fapt, spune așa. Dom'le, comandanții ăia sau unii ofițeri au fost folosiți pentru o misiune fără ca soldații să știe și au atras acești soldați în capcană, dar, domnul Buzescu, la ce folos? Că ăsta e un scenariu SF din moment ce toate cele trei camioane s-au deplasat acolo la ordin cu parolă. Deci ce treabă aveau că erau ofițerii? Doi la mână se expuneau și ofițerii respectivi. De ce, domnul Buzescu? Deci cine se expuneau? Se expuneau și ofițerii care erau în camioane, se expuneau și ei acelui tir. Deci al treilea camion, așa, au fost cele mai puține focuri. Pe primul și pe al doilea a fost cea mai concentrată de foc. Dom'le, un foc dacă era, putea să-l ochească pe colonelul cu tare. Deci nu, eu spun așa, dacă pe al treilea camion, care era mai puțin vizibil,
s-a tras cel mai puțin, nu puteau fi cei mai mulți morți în notele la camion. Dar n-au fost cei mai... Deci, domnul Moraru, da, iertați-mă, dar n-au fost cei mai mulți morți în camionul numărul 3. În camionul numărul 1 au fost cei mai mulți morți. Deci, în primul camion, în al doilea camion au fost mai puțini, iar în al treilea au fost și mai puțini. Domnul Buzescu! Nu spune el așa ceva, nu se poate. Deja mai am puțin și... O secundă, stați-mi, gata, matematica funcționează. Domnul Buzescu! Domnul Buzescu! Am strâns 7 săculeți cu tuburi de calibru 7.62 AKM din lotul trupelor de securitate din, și din, din tuburi atipice de la armament folosit de ofițieri de securitate. Ați mai spus-o, domnul Buzescu, ați mai spus, dar vreau să vă arăt un calcul, ați spus eu că... Eu am predat, mă lăsați să vă spun încă ceva? Nu, dar stați un pic să demontăm o chestiune interesantă. Ați spus că în al treilea camion erau 8 morți. Nu, eu n-am spus o morți, n-am spus. Nu. Păi 8 oameni împușcați în ceafă. Deci eu nu v-am spus câți au fost împușcați în ceafă. Au venit părinții și au constatat, că acei copii ai lor au fost împușcați în ceafă, iar certificatul medic colegar scria plagă torace în împușcare. Iar acei părinți au văzut acel film, iar filmul respectiv a fost dat în, la parchet pentru xerocopiere. Ca atare, la proces, au dispărut săcureții cu tuburi, a dispărut filmul și a dispărut și autobuzul, care avea gloanțele din dreapta, trase din dreapta de mizieră, și în dreapta mizieră nu au fost forțe. Bun, eu vă înțeleg pentru asta, domnul Buzescu, atunci, și cred că avea o logică, atunci când spuneți că niște diversioniști din tufișul din dreapta vreau să provoace măcel aici. Încă erau pe cei din camioane cu cei din apărarea aeroportului. Dar nu vă înțeleg sub nicio formă, și asta ține a securism, nu altceva, scuzați-mă, faptul că domnule se împușcau ea prin camioane singuri și împușcau. Păi împușcau în câmp undeva, nu veneau la autopeni, în focul, în focul mitralierilor și la pistoalele mitraliere. Domnul Moraru, dacă îmi permite să intervin. Vă rog. Există o carte, un domn de la Câmpina, Emanuel Toma se numește, exact, care a scris o carte, Vin florile, secerați-le. Și omul ăsta s-a documentat foarte, foarte mult. E scris anul ăsta. Eu am în față cartea și am planșa cu numărul 3, a camionul numărului 3. Și sunt așa, după, deci din ceea ce a umblat dumnealui și a căutat, sunt așa, sunt 5 morți în camionul numărul 3 care au fost împușcați în autocamion și toți sunt pe partea stângă, pe partea șoferului. Da, da? Adică nu din dreapta. Unul singur este rândul din mijloc și unul singur, caporalul Radu Aurel, a murit jos. Deci ceea ce spune și susține domnul Buzescu este o... Da, e o minciună, scuzați-mă. Deci omul ăsta efectiv trăiește evenimentele din 1989, cum dorește dumneavoastră, v-am spus. Dacă vrea o confruntare cu noi, cu părinții celor de da. Hai să o fac, domnilor, vă propun ceva. Hai să facem această discuție mâine. Deci, fără ură, fără nimic. Bun. Deci, da, pe, noi, niște cetățeni civilizați, numai că argumentele noastre și argumentele dumnealui... Am înțeles. Domnul Buzescu, acceptați să veniți mâine seară? Nu, cum să vă spun? Cred că aș putea să vin. Perfect. Vă căutăm atunci mâine seară ca să facem această întâlnire. Trebuie interlocutorul dumneavoastră. Dacă a avut un sergent împușcat la Câmpina, la un postul de SNR la Drapel. Se confirmă sau nu se confirmă? Repetați întrebarea că nu știu.